Cererea privind strămutarea cauzei a fost înregistrată pe 19 martie pe rolul Curții de Apel Constanța. Solicitarea procurorilor din Mangalia a fost analizată pe 2 aprilie, însă, având nevoie de timp pentru a delibera, a fost stabilit un nou termen pentru pronunțare și anume 3 aprilie. Astăzi, cererea a fost respinsă ca neîntemeiată de către magistrații Curții de Apel Constanța, dosarul judecându-se în continuare la Mangalia. Respingerea cererii de strămutare dispusă de către Curtea de Apel Constanța cu privire la cauza supracunoscută 2 mai nu vine ca o surpriză nici pentru noi ca apărători, dar nici pentru familii, mai ales văzând și motivele invocate de către parchet cu privire la faptul că de fiecare dată procesul acesta mai degrabă a fost unul public decât unul privat, deși în condițiile legii majoritatea proceselor sunt publice, lucru care bineînțeles că nu a stat în picioare, sau mai bine spus, această argumentație nu a stat în picioare în fața Curții de Apel atunci când s-a luat decizia de respingere a cererii parchetului de strămutare a cauzei. Mai bine spus, ca să înțeleagă toată lumea, de mutarea dosarului în integralitatea lui, nu de la un judecător din cadrul judecătoriei Mangalia, ci de la toată instituția judecătoriei Mangalia, acestei autorități publice, către o altă judecătorie egală în grad pentru a soluționa acest dosar. Sigur că încă de la bun început am și susținut acest aspect că nu există motive de strămutare. Familiile celor doi tineri uciși în accidentul de la 2 mai se așteptau la această decizie. Eram 100%, nici măcar nu făceam probleme să schimbe undeva. Ar fi fost mai bine dacă se strămuta? Eu cred că da, că acolo nu sunt oameni competenți să judece un asemenea caz. Te dau loviți că media stă pe capul lor și că nu pot judeca corect. Te dau loviți, dar eu nu cred că asta e problema. Eu cred că vine de mai sus de undeva. Speram puțin. De ce să spune că nu speram? Speram că să se mute, dar nu, după cum merge procesul, nu cred că se mute și nu cred că se schimbă nici încadrarea. Dosarul de fond se află în atenția completului de judecată prezidat de Ioana Ancuța Popoviciu, judecătoarea care a stârnit un val de revoltă când a întrebat dacă în sală se află și Sebastian Olariu, unul din cei doi tineri accidentați mortal de Vlad Pascu. Instanța a amânat judecarea dosarului pentru mâine, 4 aprilie, la ora 10, pentru a da posibilitatea părților de a depune la dosar înscrisuri cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice. La termenul din 13 martie al procesului în care este judecat Vlad Pascu, acesta a recunoscut în fața instanței de la judecătoria Mangalia faptele de care este acuzat de către procurori, având astfel posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei cu o treime. Vlad Pascu a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului.